Dumneavoastră sunteți domnul? Bobov și Mihăiță. Și Mihăiță. Da. Luați un loc. Da, mulțumesc. Domnul Bobov, sunteți și tânăr, și vioi, chiar aveți pensionar, nu? Da. Și căutați loc de veci deja. Știți că ăsta e un început de drum către dincolo, când vă gândiți. Dar trebuie să ne asigurăm acum pentru toate cele. Eu zic să lăsați asta în grijă comunității. Credeți-ne și vorbim aici cu toată responsabilitatea că nu rămâne nimeni după... Am înțeles. Ce se întâmplă? Suntem la cota de avarii astăzi cu locurile de veci. Nu facem decât să rezolvăm cazurile care trebuie rezolvate. De ce dați? Deci nu am mai dat și n-am dat la nimeni loc de veci fiind doar cazul când, știu eu, cu lumânarea la capăt și la căpătâi și atât. Dar nu vă faceți probleme din cauza asta. Doamne ferești. Nu vreau să vă gândiți la asta. E un sfat. Prietenesc. Dacă vă gândiți la asta, să știți că vine repede după aia, doamna. Nu mă gândesc, dar oricum. Și mai ales făcut așa. Mai târziu cu asta. Lăsați-o în grijă a comunității, că nu rămâneți nerezolvat. Dar asta este politica noastră. Deci nu dăm. Pentru că sunt într-un număr extrem de redus. Până când vom face o extindere la Ștefan cel Mare, avem de la comunitatea evreiască promisiunea că ne dau acolo câteva hectare, trebuie să funcționăm în regimul ăsta. Da? Da. Deci luați-o capo. Nu vreau să iei promisiunea. E macabră. Să mă exprim și adică să spun de ce totuși susțin această chestiune. În primul rând și în primul rând am alte posibilități financiare în momentul de față. Și mă gândesc la viitor. Adică când se va întâmpla lucrul acesta, așa se... inevitabil voi ajunge acolo. Dar având niște fonduri acum, niște bani de care dispun, și prin faptul că nu cer nimic deosebit, decât atât am vrut să-și atenționez odată că a fost comisă o, să zicem, greșeală, o eroare, prin faptul că acum 2 ani de zile, când mama soacră a fost îngropată aici la cimitirul Sfântul Lazar, prin schița prezentată la fața locului, a rămas un loc disponibil. Care acum spune nu că ar fi revendicat de cineva acolo sau a fost lăsat cu vreo intenție. Dar... E pentru necesități. Da, mi-a dat de gândit lucrul acesta și am spus că, și menționez încă o dată că dispun de niște bani, doresc să fac o lucrare, mă rog, așa cum o face tot omul de rând. Iar ca să fac pe un singur loc din acela unde automat intenționez să fac pentru mama soacră, o voi face extinsă în sensul că adică, dacă se poate, nu că vreau eu să-l ocup acum. Eu am înțeles ceea ce mi-a spus dumneavoastră. Nu sunt un om care să... Realizați că dacă toată populația își exprimă dorința asta de a avea locul ăsta de veci, am umple tot ce avem acum teren disponibil, va trebui să umplem cu locuri de veci pentru cei care stă în viață. Ceea ce e complet. A fost o politică înainte de dat. Toată lumea să asigure locul de veci. Era să fie o grijă din asta. Dar, dar credeți-mă și aveți garanția că nu se va întâmpla, Doamne ferește, ca cineva să rămână. Eu am înțeles lucrul acesta și îmi pare rău că... Am înțeles că vreți să vă faceți o lucrare. Am lucrat anii și cu primăria, dar nu am fost inspirat la vremea aceea să... Chiar în momentul când au fost repartizate acele locuri de veci, nu am fost inspirat măcar să îmi exprim dorința pentru astfel de loc de veci. Chiar am fost... Eram sătul de săptămână la dumneavoastră în primăria. Deci bine, ca instituție mare. Asta e politica instituției și credeți-mă că nu ne abatem din motivul ăsta. Eu acum doar pot să vin cu fel de fel de argumente, să vă spun, dar nu cred eu că vă voi frânge inima și o să spuneți domnul Bobov, luați dumneavoastră acest loc de veci, să uitați. Inima să vă zic că mai aveți mult de tot. Da, mulțumesc mult de tot, la fel și pentru toți ceilalți, și pentru dumneavoastră în primul rând. Dar eu v-am spus care este situația în momentul de față. Dar nu vrem să deschidem cutia Pandorei, că după aceea e de ajuns unul. Și angajații noștri după aceea, în momentul când ai făcut rabat de la o regulă, știu să facă ei după aceea rabat pentru foarte mulți. Deci, ce se întâmplă? Cine mi-au spus? Mă rog, e vorba de o divulgare a unui secret. Zice, singurul care poate dispune de această hotărâre este domnul primar. Tocmai de aia vă spun că asta e decizia și nimeni, deci nimeni nu cred eu că în mandatul meu a primit loc de veci fără ca să fie caz de urgență.
Deci l-am dat la cei care erau cu lumânarea la căpătâi și care au decedat, credeți. Domn primar, dar acum o lăsăm așa, știm noi cum sunt niște anumite treburi, nu în domeniul acesta. Dar mă uitam... N-am pretenția că sub noi lucrurile sunt întotdeauna ce... Să vină domnul primar. Bună ziua. Ia uite, tu erai domnul Ionescu. Eu eram Ionescu. Că salut, sunteți. Domnul Ionescu este fratele unui alt domn Ionescu și Vali, care a fost un vârf de atac la Oțelul Galați, pe vremuri, venit de la Sighetul Marmației. Acum e în Spania, la Madrid, am vorbit de sărbători cu el, m-a sunat și l-am resunat eu că nu. Domnul Ionescu, problemă personală, la noi problemele personale sunt foarte publice, așa că... Știu că sunt publice, dar... Te rog frumos. Nu știu, când am fost la primărie să mă înscriu acolo, m-au tot cu ce problemă aveți? Am o problemă personală. Te rog atunci. Și foarte scurt, că avem 60 de persoane astăzi. Am o problemă personală, de o lună și jumătate m-a trimis pe Nărișinschiu acasă. Așa. Și au oprit doar nepoții și prietenii foarte apropiați. Și am rămas fără loc de muncă. Și am rămas fără loc de muncă. Mi-am făcut dosar de pensie anticipată și după 38 de ani am 7.100 de pensie. Da. Și simt că ne doresc. Aștept, și am venit să vă rog, din suflet, să mă ajutați, mai am 2 ani și 3 ani până la pensie, să mă ajutați să intru. Eu trebuie să spun cu toată onestitatea, știi, că mai devreme vorbeam de... Inclusiv la Ecosal, dacă vrem să angajăm, trebuie să angajăm pe bază de concurs. Astea-s regulile în administrația publică. Concursuri avem? Ce pregătire ai? Studii medii. Sunt tehnician principal, am fost și șeful cetăceului la Nărișinschi, am lucrat în Rom Control 18 ani, asupra control. CV-ul, lajul, la da, da, asta la noi și... Șefa de la resurse umane, doamne. La reții. Lasă la... Da, așa. Ținem aproape, asta e ideea, da? Ok. Da. Da. Pare rău că s-a întâmplat asta, dar... Asta este, trebuia să fac un masă. Doamne ferește, știi cum e. Se poate întâmpla orice. Nu e o plăcere, dar... Da. Ține legătura, da? Sănătate multă, să rămâi la... Să dați drumul, adică mai repejor, la oameni să mai... Bună dimineața! Respect la toată lumea! Ia loc! Să trăiți, domnul salut. Primar! Domnul primar! Poate am vorbit zilele trecute noi, nu ne-am întâlnit, nu? Nu cu tine, seamă! Seamă cu cineva! Da. Țin să mulțumesc că mi-ați acceptat să ajung până la dumneavoastră. Nu e de ce? Eu mă consider foarte onorat și țin să mulțumim cerului că sunteți un om serios, transparent și în slujba părților umane. Intră în subiect direct, da. Că sunt 60 de oameni care da. Stau la... Eu... Deci vrei loc de muncă, am înțeles, cel puțin ce scrie muncă. Aici. Da. Unde ai lucrat da. Până acum? Eu am lucrat la o firmă, SC Termovat. Nu te uita la aparate, că nu... La SC Termovat SRL, dar... Ce pregătire ai? Sudor electric, am și aici diplome, sudor electric, da? Fasonator mecanic, da. Drujbar, și priceput în sistemul de salubrizare. Câți ani de muncă? În jur de strânși, așa. Și ai lucrat la Ecosal, la noi? Nu, păi doresc un loc de muncă la... Da. Sistemul ăsta, la domnul da. Pucheanu, că știu că e un om notați, care... Notați acolo și merge la domnul Pucheanu, depui CV-ul la este domnul Pucheanu. Este CV-ul, de 2 ani de zile la Macoran. De 2 ani de zile, da? De 2 ani, domnul și primar. Și nu te-a angajat deloc? Până acum nu ți-a dat șansa? Sau ai fost și după aia ai fost... Nu, nu. Am fost la ADP-ul, dar știți care este problema? Am fost pus, vă spun foarte sincer și foarte răspicat, am fost pus de la anul dan ca să fur combustibil. Și nu e genul meu. De cine de? Nanu Dan, este inginer. Să fur combustibil. Am și marturi. De unde? Din utilajele? Din utilaje și combustibil care mi-l dădea zilnic. 7 kg. 5 îl lua el. Subiecte interesante. Da, da. 5 kg le lua Nanu Dan și 2 kg le lua Roșu Ion. Că și ceilalți drujbiști.
Trujbiști. Da. Eu am spus că am familie și nu mă mai pot ocupa de furat și vreau să muncesc în continuare. Da, și am fost dat afară. De subiectul ăsta, am, da? Nu, am fost dat afară, obraznic de el. Da. Și okay. Amenințat. Am reținut. Deci ai CV-ul depus la da, pe data de 12 la 10. Domnul Pucheanu, știți când are el audiențe? Deci cu o adresă, cu recomandare de la noi, se duce la domnul Pucheanu. Da? Te cred. Și am și familie și eu atâta vreau trebuie să spun, mai disperat, da. Că a murit și tatăl și mama e în un lucru e cer că la asta la Ecosal avem nevoie de oameni și de oameni serioși, da, și muncitori. Da, sunt. Îmi prezint garanții din toate punctele de vedere, domnul primar, dacă îmi permiteți, uitați diploma făcută pe bănuții mei, fasonator mecanic, în nota 10. Felicitări. Pentru că am dat și probă de lucru și am și scule acasă, care pot să lucrez cu ele în societate. Okay, e în regulă. De, ai reținut, da? Ca să nu pierdem nici timpul, nici noi, nici tu. Da, domnul primar. Eu vă domnul Pucheanu, te interesezi când are audiențe dânsul și te înscrii la concurs și acolo e concurs și la ei. Da, e logic, bineînțeles. Da. Pentru studiile pe care le ai tu, sunt locuri, din câte știu, disponibile. Și eu vă spun foarte sincer, domnul primar. Îți doresc mult succes. Da, vă mulțumesc mult de tot. Vă cer foarte respectuos să luați în considerație... Vezi că am luat în considerație ce ai spus mai devreme de inginerul ăla. Nu știu se fură combustibil în continuare. Bravo. Se fură. Și să vedeți și dumneavoastră ce avere draconică are. Da. Și mi-a zis, neroșule, dacă măcar nu ești cu ciordeala, aici n-ai loc. Ești liber. Bine, exact așa mi-a spus. Mulțumim. Și am spus lui domnul Grosu și nu m-a crezut. Și sunt oameni care poate sper să nu te mai găsim la audiențe și luna viitoare, să ai loc de muncă, da? Și să chiar, doresc ocupat cu munca, da? Eu n-am bine să fac probleme, nu, eu am bine serios să vă cer ajutor și văd că sunteți un om cum se cade. Numai bine. Stai, nu, să nu faci asta că mă supăr. Și am pupat mâna că merită. Mi-a dat loc de muncă. Sănătate. Merită să trăiască. Mi-a dat loc de muncă. Numai bine. Bravo lui. Să trăiți. Sănătate. Gabi. Bună ziua. Poftiți. Te salut. Bine, bine. Ia-mă. Nu vreau nici spațiu comercial, nici de domnul diaconu? Da? N-am apucat să mă uit pe ăsta. Obținerea unui loc de muncă. Ne-a anulat deaferificarea dosarului. Guvernul. Ce pregătire aveți? Aici n-am făcut, da? Specialitate, nu am făcut SSM. Ca și mine. Ce generație, ce promoții? 96. Am 22 de ani, ori 2 plus 2. Măcar o perioadă așa până... Domnul Deaconu, la noi procedura e una pe care trebuie să o respectăm și e legală, credeți-mă, și dacă ne-am cunoaște tot așa v-a spune. Concurs. Avem posturile care sunt afișate pe site-ul nostru, deci concurs, indiferent unde, și la Ecosal, dacă e tot pe bază de concurs. Și credeți-mă, în ciuda tot ce auziți până orașul ăsta, că nu vă prezentați la concurs, că vezi, Doamne, e aranjat și că e câștigat dinainte, vă dau exemplu la patrimoniu, zic bine, nu? Și unde mai avem? E rău învățământ? Și avem la 5-a oară examen la unele, pe unele posturi care nu s-au ocupat. Cu candidați, nu unul, 5-6, nu s-au ocupat. Asta înseamnă că dăm și examenele și corect, dar și destul de complex examen. Nu e așa de simplu. Ai o listă și da, sunt pe site scoase. La resurse umane la noi pentru ăsta material ce de învățat, de unde, din ce să dă bibliografia și asta, și asta îți pot promite că... Cum? Să mai am timp. Trebuie să ai timp. De ce nu? Nu, perioada de înscriere. A, de înscriere. Nu, nu. Ați lucrat ca și inginer. Am lucrat vreo 3 ani. Da, unde ați lucrat? Deci la o firmă, la o turnătorie ca inginer, am lucrat ca inspector de SSM, la el la... Mă scutăm. 68. Sunt tânăr. Da. Bun, da, succes, da? Da, da. Asta e procedura. Bun, și da. Vă așteptăm. Cine știe, poate suntem colegi aici. Hai, Gabi. Da? Cu ce? Cu? Bună ziua. Luați loc. Domnul Simion, da? Da.
luați un loc. Solicitat ștergerea datoriei de 800 de lei de la bugetul local. Din ce provine datoria asta? De la locul sau acolo, pe Garofiței. Pe Garofiței? Da. Ce ai chiri? Ăsta e casa dumitale sau ce? Nu, nu. E un loc de grădină. A, și... La loc, dacă stăm și la grădină. Și n-am plătit deloc. De-am luat soția 2000. Copiii m-au părăsat, cresc cu 2 copii la creș. Da, dar nu sunt motive care pe lege să ne permită nouă să ștergem o datorie. Da, și am luat mai de capul meu, domnul primar. Unde lucrezi? Nu mai lucrezi, cred că nu pensie, de picioare. Pensional, nu? Cât ai pensia? Eu, acum îmi face de caz de boală. Da, abia ți-o face. Da, că mai am 2 ani, mai am până când eu pensia. Și asta, în datoria asta, naște și penalități bănui la noi, nu? Mai de capul meu, domnul primar, n-am convenit. Copiii m-au părăsit, au plecat. Amendă pentru ce ați primit? De la căruța, băceam și eu la bidon, la asta, pe la Dunai. Și mi-a dat amendă. Poliția comunitară, mai de capul. Pe Garofiței, zice. Mai de capul meu. Acolo cum stai, pe Garofiței, sau unde? Sau pe Garofiței ai teren în chiria, nu? Da, chiria. Și unde stai? Unde locuiești? Pe Garofiței. Și locuiești acolo? Da, ai casă? N-am unde, n-am unde. Am o cămeruță pe o bucătărie, care am făcut-o cu 3 ani nevastră. A, și făcută așa, fără acte, fără nimic. Da, am făcut-o acolo. Nu aveam unde să trag, nu aveam, eram pe drum, stăteam într-o bordeu. Și m-am pripoșt acolo, nu aveam cum. A rămas sărbă, a rămas. A rămas sărbă, a rămas. Mai departe, da. Facilitățile fiscale pentru venituri nu se acordă doar prin hotărâre de consiliu. De la copii n-am niciun ajutor, domn primar. Mă părăsă. Nu mă, a rămas la ridică. Copiii unde sunt? Copiii? N-are nimic, n-au să acum trebuie să-i dea un venit pe o pensie de boală. Urmează. Urmează de acolo. Dar una dintre aceste trebuie să fiți proprietari în acel termen. Da, știu, dar am depus cererea de mult pentru treaba asta. Am depus. Păi și ai bani să cumperi dacă... După 15 ani. Dacă iese. Dacă eu pensie dau și eu... Un lor și gata, ce se poate. În prezent nu mai aveți 800 de lei, aveți doar 500 de lei. 570, la 17. 517 aici. În acești bani sunt inclusi și amenzi pe care o... Da, mi-a dat amenda. Amenda nu mai poate fi... Amenda rămâne fixă, dar e bine să plătiți măcar la chirie cât de puțin, ca să... Da, măcar rămășița, că pe anul acesta plătiți 400 lei. Ai 317 lei de plătit, plătește, fă efortul să plătești ca să nu mai ai dobânzi, penalități. La plătește ăștia, așa, amenda aia, când mai strângi bani, mai plătește așa cu bucățica, da? N-avem. Legal nu putem să ștergem noi datoria. Asta spun cu certitudine. N-avem ce face asta. Ești. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, nu știu. Poate e pensia de boală și... Nu știu, îmi dau seama ce-i pe acolo, pe Garofiței. Încep să plătesc. Da. Sănătate. Bine, sănătate. Ștefan Gheorghe, nu? Da, autorizări, licențe, activități filantropice. Taxă pentru desfășurarea unor activități. Doamna Pate, a venit? Da. Singur. Pentru un caz ceva, să ai până, până ziua. Să intre și petentul. Ștefan Gheorghe. Luați un loc. Da, mai aduceți două scaune. Bună ziua, poftiți. Să trăiți, domnule. Bună ziua. Sunteți împreună? Da, vă salut. Împreună amândoi. Gabi, luați un Gabi scaun. Mai adă două scaune aici. Scaun. Domnul Ștefan? Ștefan Gheorghe. Dumneavoastră? Președintele Asociației Dații România înapoi. A fost participant la Revoltă de Stradă. Dații România înapoi. Ce-am vrea înapoi. Ce-am vrea și Galațiul înapoi, măcar la interviu. Da, spuneți-ne pe scurt, domnul Ștefan, ce activități și în ce scop? Doamna Pantea, sunteți atentă, nu pe de dumneavoastră e vorba. Am o problemă, să spun așa, nerezolvată din august anul trecut, dar înainte de asta
Aș dori să vă întreb, tot scurt, eu sunt șomer, soția șomeră și știu... Câți ani aveți? 58 de ani și 3 luni. Soția? Soția are 59 de ani. Și vreau să vă întreb ce șanse mai avem, că am mai participat la... Sunt de profesie tâmplar mobilier și am lucrat în poștă 25 de ani și jumate, studii ca oficiant și ca diriginte. Studii medii, da. Și doamna la fel? Doamna la fel, da, da. Deci, din punctul ăsta de vedere, vă dăm răspunsul pe loc aici și cu doamna de la Resurse Umane. Concurs, ce avem afișat, pe să ai concurs și credeți-ne că sunt concursuri, nu sunt numai ca să vă prezentați acolo. A dovadă că avem atâtea posturi. Bine, studii superioare, cerințele la care au fost 5-6 concurenți și ținem la 5 oară concursul. Am înțeles. La patrimoniu, de exemplu, și mai sunt și alte locuri unde m-au întâlnit oamenii punctajul. Și asta e situația. Dacă vă zice cineva altcineva că se intre cu pile, uitați asta. A fi fost odată, da. Ce deci, ulterior, o să mi se da. Da ceva, adică... Da. O... Da, cum vă face? Da. Acum legat de... Problema legată, da. Anul trecut, la începutul lunii august, am dorit ca asociații să ajutăm sinistrații de la sfârșitul lunii iulie, mă rog, loc inundația aceea din țară. Am întrebat acolo la licența autorizării la relații publică la dumneavoastră la primărie și mi s-a spus că... Dar ce ați vrut să faceți concret? Deci asta? Să... Un punct de colectare... Strângem un punct de colectare pentru ca să strângem da. Fonduri. Și? De acolo, de la licențe, autorizări, mi s-a spus că trebuie să închiriem cort, trebuie să plătim 3 lei pe metru pătrat, o măsură stabilită de Consiliul Local de la 1 ianuarie 2014. Am înțeles. Atunci am zis, dacă suntem o asociație micuță cu 7 membri și fără sponsor și lipsiți de mijloace materiale, atunci am recurs la modalitatea cealaltă. Am întrebat ca persoană fizică ce pot să fac eu, cum să intre legalitate, ca să mă deplasez pe domeniul public și să strâng acele fonduri. Mi s-a spus că nu e nevoie de nicio autorizare. Dumneavoastră, ca persoană fizică, mergeți în hol la Bila, la Dedeman, la practic, așa și cu caietul, nu știu ce, puneți un banner acolo și strângeți. Doamna, eu am 58 de ani, nu știu, am fost muncitor în combinat, am fost 14 ani de licită la poștă, am 40 de ani de muncă, sunt șomer, nu vreau să mă fac de râs în galați. Pe scurt, același răspuns mi s-a spus. Păi, totuși eu fac, înaintez și o cerere nu la dumneavoastră ca să fiu acoperit. Nu mi s-a cerut nicio taxă, nimic, nu? Da, mi s-a spus nu. Ca persoană fizică pot să merg la supermarketul. Doamna Pantea, are legal, are dreptul ăsta să facă? Pe domeniul public, pot să, conform reglementelor, da? De consiliu, numai persoane fizice autorizate sau asociații. Da? Păi el a fost prima oară ca asociație și a fost, zice, respins, dacă da, că nu de dumneavoastră. Fiind pe codul fiscal, această da. Casă de utilizare a domeniului public nu putea să desfășoare activitatea decât cu aprobarea Consiliului Local sau prin dispoziția primarului în care se scrie clar, gratuit. Deci noi nu da. Putem să dăm ocuparea domeniului public. Doamna, deci ca să o lămurim acum și pe loc. Deci când mai sunt... solicitări de genul ăsta, în scopuri filantropice, deci eu semnez gratuit, fără niciun fel de problemă. În scop filantropic. A făcut da? Cererea pe data de 6 și vroia de pe 7 până pe 14 să ocupe. Condiții care la noi a ajuns după data de 7 și nu sunt vreau să da. Știi ce s-a întâmplat domnul primar? Deci ca modalitate pentru da? Viitor, ați reținut. Când mai este vreo activitate de gen, o solicitare, aveți acordul să desfășurați activitatea asta într-un scop caritabil. Repet, caritabil, și subliniez. Da? Fără taxă, fără... Altă conotație, da? Doamna Pantea, da, nu? Ați înțeles.